N-am avut primul salut. Salutare lumea, eu sunt Mihai și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să facem încă un vlog alături de sora mea Alexandra. Și după cum am spus pe story, astăzi o să facem Amnam. Așa că am pregătit niște întrebări, iar noi o să răspundem la ele. Ești gata? Sper. Very good. Ok, deci prima întrebare este: Amnam picat în șanț? Ai picat în șanț? De n-am picat. Ai, oricum ai căzut practic. Da, am. N-am căzut niciodată. Povestește-ne despre această... Vinem de la dansuri. Tata ne aștepta cu mașina pe lângă stradă. Și când vroiam să intru în mașină, era... nu știu cum se numește. Nu știu, șanță, să se spunem. Da. Canalizare, nu știu. Da, da. Și era... avea o gaură mai mare. Era stricat. Și am căzut cu piciorul ea. N-am mâncat mâncarea de câine. N-am. Eu am mâncat mâncarea de câine. Ba chiar am mâncat mâncarea de câine a lui Mark. Da, gen, am mai zis chestia asta, nu e atât de rea. Gen, e comestibilă. Dacă trebuie să pui oamenii să o mănânci timp de o lună, credeți-mă că nu mori de la mâncarea aia. E ok, te obișnuiești chiar. N-am avut primul sărut. Nu bati capul, răspunde. Dar nu ți-l bat. Nu bati capul, răspunde. Nu ți-l minte. Ok, avem o persoană care minte aici. Da. Avem o persoană care minte. Da, o să ți-l minte, Alexandru. Bine, bine. Bine. N-am intrat într-o secție de poliție. Nu cred că am intrat vreodată într-o secție de poliție. N-am. Niciodată n-am intrat într-o secție de poliție. Am avut vreun motiv să intru într-o secție de poliție. N-am avut probleme cu poliția până când. N-am mințit părinții spunându-le că merg undeva, dar de fapt mergeam în altă parte. Never, ever, ever. Spuneți-le tot părinților. E cea mai importantă chestie. Spune cea la care nu spune tăt. Spun tăt și n-am spus. Și n-am spus, dă-mi exemplu. Dă-mi exemplu. 2000 years later. N-am fost certat din cauza fratelui meu sau surorii mele, da. Eu sunt mai mult certat din cauza ta, așa că nu spun. Deci dacă tot mereu le enervezi pe tata și mama și pe urmă, eu punesc în cap. Da, da, da. Da. Recunoaște. 2000 years later. N-am fost dus de ambulanță la spital. Am fost dus odată de ambulanță la spital când eram mai mic. Când am călcat cactus. Când și... am călcat cactus. Pur și la acolo. Nu, așa a fost toată ziua. Când aveam... aveam pancreatit, cred, așa se numește. De. Adică odată am fost dus. Dar gen, nu se minte absolut nimic, doar știu că am fost dus. Nu se minte cum arată ambulanța, cum am intrat, etc. N-am note mai mici de 4. Recunoaște. N-am. Recunoaște. N-am râs în momente neplăcute. Da. Yes. Da. N-am crush. Cui da minți multe, oară dat am. N-am purtat hainele celuilalt. De multe ori, încă fac. Sunt dat să nu te uiți de hainele mele ca lumea. Da, tu ai niște haine de tele care mama ne le pune nindu-l. Scoate-le dacă s-a atât, n-are importanță. N-am avut o zi nedormită, chiar și 3. Și iar acum ultima întrebare pe ziua de astăzi. N-am fost ales să aleasă ultimul sau ultima la un sport când se fac alegeri. Niciodată n-am fost ales ultimul când se făceau alegeri la un sport. Niciodată n-am fost ales ultimul, sunt sportiv. Ok, lume, deci cam asta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați pe butonul de like, comment și să dați un subscribe. Iar ca să vă vină notificările de fiecare dată când postez, eu apăsat și pe clopoțelul ăla de lângă butonul de subscribe, da? Ok, mulțumesc. Eu am fost Mihai, sper că v-a plăcut acest vlog. Iar noi ne vedem data viitoare. Peace!